Tu mai credeai vreodată că puteți elimina Valencia? Păi nu. Nu, normal că nu mai credea. Valencia la acea vreme era finalista Champions League de două ori. Da. Era. Mi-aduc aminte, am jucat la Valencia, am făcut o partidă slăbuță, modestă. 2-0, în ultimele minute trebuia să facă 3-0, a scos Hamutoscu, o minge imposibil. A scăpat ok, da, acolo. A scăpat ok cu 2-0. O minge imposibil, a scos Hamutoscu să facă 3-0. Eram în autocar, nu știu unde mergeam, stăteam pe scaunul din față, îl am pe Walter în spatele meu, stăteam în dreapta șoferului, în autocar. Și zice, Para, ascultă-mă. Da, Walter, zi. Tu crezi că ne calificăm? Eu, ce să zic, dacă îi spuneam că nu ne calificăm, ce să zic, poate nu mai jucam în retur, că Walter avea de-astea. A, nu crezi? Și zic, da, Walter, ne calificăm. Dai seama că mi-era greu să cred și eu lucrul ăsta. Dar Para ne calificăm, ascultă-mă, că noi batem pe Valencia, o să-i batem acasă. Da, Walter, ne calificăm. A urmat acea partidă unde, nu știu, am făcut un meci memorabil din punct de vedere tactic, din punct de vedere fizic, din punct de vedere al dorinței. Bineînțeles, a fost și suprafața care, da, eu spun că ne-a ajutat, da. Ne-a ajutat foarte mult, pentru că le-a fost foarte greu acelor jucători. Era Aimar, care avea 60 de kilograme, da? Era de o tehnicitate, când punea piciorul pe minge, era foarte greu să-l... Avea niște frâne, nu știai cu spatele unde se duce. Și ne-a ajutat foarte mult suprafața de joc. Noi fiind obișnuiți, pentru că 10-12 partide pe sezon din 40 le jucam pe o asemenea suprafață. Da. Terenul arăta rău, drenajul nu mai fusese, nu știu, din... După vremea comunismului nu mai fusese pus la punct. Și cum ați petrecut după meciul ăla? Păi nu, eram foarte obosiți. Nu știu, cred că am mers acasă. A doua zi am mers la birou, la Marriott. Era biroul nostru. Bineînțeles, am încasat prima, care trebuia să fie mult mai mare, dar drept dovadă nici... Patronul nu a crezut că ne calificăm. Mi-a zis Andrei că înainte de meci v-a promis 100.000, da, da, da. 100.000 de jucători, da, nu? Da, da, da. Așa a fost, da, să vin la voi și v-a zis? Da. Asta înseamnă că nu a crezut în noi. Stai seama că nici nu a crezut. Puteți să vă zic oricât. Da? Da, nu a crezut. Dar voi când ați auzit de prima aia? Păi stai seama, când ai auzit de prima aia, era ceva extraordinar la acea vreme. 100.000? Dar după victorie credeați că o să o luați? Adică te întreb. Normal. Adică tu după... Normal, am mers la birou, da. Așa? Am mers și la birou. Nu mai țin minte cum am glumit tată, ceva de gen. Tata, am glumit tată. Nu, tată, 30.000, tată. Deci până la urmă 100.000 s-a transformat în 30.000. S-a transformat în 30.000, care... Da, bun, și aia. Erau foarte mulți bani la acea vreme. Foarte mulți bani, dar nu știu, a fost atunci, a fost... După meciul acela de la Valencia, încă o dată spun, nu mai credea nimeni. Și a spus, domne, dacă vă calificați, probabil nemai sperând la o calificare, văzând diferența. Da, văzând, da, da, diferența. Că a fost o diferență uriașă în tur. Dar practic n-am existat, ne-am apărat tot meciul, am stat bine, eram o echipă compactă, luam gol greu la acea vreme, dar am luat două goluri având Valencia în fața noastră. Au mai și ratat cei de la Valencia și nemai crezând a promis acea primă, dar eram un grup de caractere, un jucător de caractere care am trecut foarte, foarte repede peste acea decizie, să-i spunem așa. Tu erai în perioada aia vicecapitan. Adică era, da, Mirel Rădoi, era Mirel, capitanul, da, și da, tu erai, da, al doilea, da, capitan, da, să zicem. Da. Da? Și după Zenga, bine, mai urmează Țiții Dumitriu, și vine Olăroiu. Vine Oli. Că vine sezonul ălălalt. Da. Nebunia cu Rapid și cu Middlesbrough, adică voi ați ținut-o așa, din sezon în sezon. Cum l-ați găsit pe Oli? Cum era Oli
nu să zic la început, dar mai la începuturile. Eu așa, mai lucrasem o perioadă foarte scurtă cu Oli. 2002-2003, dacă nu mă înșel, a mai fost 7 etape, 8 etape. Ah, exact. Da, da, da. Mai lucrasem o perioadă în care lucrurile nu au mers cum trebuiau și a revenit domnul Pițurcă imediat pe bancă. E, la al doilea mandat, când Oli s-a întors total schimbat. Bine, atunci în perioada era și un altfel de grup când a fost în primul mandat. Acum, nu erau jucătorii care mai fusese care și, și Protasov, nu? Adică echipa era oarecum creată, nu? Cam asta a fost? Adică Oloroi a preluat o echipă făcută și construită, nu? Da, a preluat un grup bun. A preluat un grup bun, pentru că vreau să dau puțin timpul în urmă, așa, în primul mandat, 2002-2003, nu a găsit un grup. Nu a găsit un grup. Erau foarte mulți fotbaliști buni în 2002-2003. Trică, mulți fotbaliști buni. Miu, Baciu, foarte mulți. Dar nu era un grup. Nu era un grup așa cum l-a găsit în a doua perioadă. Un grup umil, un grup care... Mai mulți muncitori. Exact, mai, atunci când îi puneai la treabă, făceau totul. Dădeau totul.